Click. Salutare! Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Paladei. Astăzi vreau să vorbesc despre drumul Damascului. Despre drumul Damascului, nu în religie, nu despre Saul, cel care a devenit Pavel, ci despre drumul Damascului în politică și despre legătura dintre schimbarea de scufiță și schimbarea de vârstă, pe care am trăit-o de manieră cât se poate de personală și vreau să vă postez despre chestia asta. Zilele trecute stăteam și mă gândeam în tinerețe cât de pătimaș eram, nu că acum aș fi mai puțin pătimaș, acum poate sunt doar ceva mai cinic, dar cât de pornic eram împotriva comunismului și a PSD-ului. Și a tuturor figurilor marcante, a tuturor formatorilor de opinie, cum se zice, la vremea respectivă din anii 90-2000. De fapt, nu era vorba despre PSD, ci era mai degrabă vorba despre o atitudine furioasă la adresa conservatorismului. Tânăr fiind, plin de energie, de dorință de schimbare, mi se părea că cei de pe vremea aceea, cei bătrâni, ne țin pe loc. Cum cu siguranță se întâmplă și acum pentru tinerii frumoși și liberi din ziua de astăzi, dragii noștri tefelei. Și ne-am fost tefelei la vremea respectivă. Mi-aduceam aminte zilele trecute, nu de Iliescu, nu de Coposu, ci de Corneliu Vadim Tudor și de Adrian Păunescu. Două persoane care în anii 90-2000, chiar și 2010, au fost des în conștiința publică, atât în scris cât și la televizor. Și felul în care ei, la rândul lor, erau foarte pătimași, personalități exacerbate, ieșite din comun și care stârneau emoții puternice într-o tabără, cât se poate emoții de fidelitate și de entuziasm și lumea se uita în gura lor și stârneau patimi puternice. În partea cealaltă, la fel de puternic era sentimentul de furie, de ură, de dispreț. Și îmi dau seama că nu este nimic diferit între cum erau tinerii la adresa lui Adrian Păunescu și a lui Vadim Tudor în anii 2000, cum eram eu, de exemplu, și cum sunt cei de acum la adresa noastră. Nu spun neapărat că mă transform într-un Vadim Tudor, sper din tot sufletul, deși pentru mulți dintre cei din tabăra cealaltă, din bula cealaltă, probabil stereotipul este deja creat, dar stau și mă gândesc la chestiile pe care ei le spuneau și la care la vremea respectivă le respingeam cu o furie ieșită din comun, cu o indignare, cu o vehemență. Nici nu conta ce spuneau, important era că era spus de ei, asta este chestia cea mai importantă. Dacă era spus de ei, nu era adevărat. Nu că nu era adevărat, din contră, trebuia să fie împotriva chestii acelea. Și mi-aduc aminte cum mă certam cu taică-meu și cu unchii meu, care mai mult sau mai puțin pe față rezonau cu ideile lor, unchii meu pe față, taică-meu un pic mai așa, mai ascuns, despre ideile legate de resurse, despre ideile legate de naționalism, despre ideile legate de dependență versus independență, libertate, relație centru-periferie. Nu erau exprimate astfel. Și evident că erau exprimate într-un limbaj foarte, foarte puternic și simplu, nu neapărat ca o teorie socială în spate. Însă în spate, asta era teoria socială. Felul în care imperiul în relație cu colonia nu va avea niciodată o relație justă, echilibrată, va încerca din răsputeri să exploateze resursele coloniei, nici colonia nu se poate desprinde totalmente din îmbrățișarea imperiului, pe de o parte pentru că imperiul este foarte puternic și nu-i permite, pe de altă parte pentru că nici colonia nu deține suficient de multe resurse de complexitate încât să-și permită să trăiască într-o zonă autarhică, ruptă de restul lumii, cum încearcă să facă în momentul de față Coreea de Nord. Și în această relație neașezată, deranjantă, uneasy în engleză, deranjantă,
care nu convine niciunul, nici celuilalt. Mă rog, Imperiul îi convine, dar nu îi convine faptul că există voci din partea coloniei care să conteste această relație. În această relație neașezată trăim din totdeauna. Este o chestie, o constantă structurală, ca să spunem așa, care nu contează că suntem în secolul 20 sau în secolul 19 sau în secolul 12, întotdeauna identificăm tipul acesta de relație, de exploatare. Evident că asta stă în miezul teoriei marxiste, evident că asta o spune Wallerstein, de exemplu, când vorbește despre sistemul lumii mari și a relației dintre imperiu și colonie, dintre centru și periferie, atunci când vorbim despre nivelul de complexitate al puterii, al deținerii de resurse, al deținerii de cunoaștere. Și Adrian Păunescu și Cornelul Vadim Tudor la vremea respectivă erau niște oameni care propuneau tipul acesta de idee și care contestau vehement, evident, tipul acesta de relație, care trăgea un semnal de alarmă la adresa felului în care România se desprinde dintr-un sistem de relație imperiu-colonie, România în relație cu Uniunea Sovietică, și tinde să se mute într-un alt tip de relație imperiu-colonie. La vremea respectivă erau puternic criticați de către cei doritori de schimbare, cei care vroiau cu entuziasm să se arunce în brațele Imperiului Occidental, cum că ei de fapt reprezintă în mod ascuns, parșiv, viclean, interesele Imperiului celălalt, interesele sovieticilor. Dacă spuneți că nu este bine să fim exploatați de către Occident, înseamnă că de fapt doriți să fiți exploatați de către Orient, de către fostul stăpân, de către Uniunea Sovietică, de către Rusia. Deci țineți cu rușii și vreți să vindeți țara la rușii, la chinezi. Este exact același tip de argumentație care este aruncat asupra noastră, asupra celor care încercăm să tragem același semnal de alarmă în această generație, la 10-20 de ani după. Scoatem în evidență relația inegală, relația nedreaptă, relația de exploatare dintre centru și periferie, și atunci cei tornici de schimbare, cei care văd mai degrabă beneficiile acestei relații centru-periferie, pentru că există și beneficii, ei vin să spună, voi sunteți de fapt cu rușii și cu chinezii, vreți să ieșiți din Uniunea Europeană, vreți să scoateți țara din această poziție privilegiată, pentru că România n-a fost niciodată atât de bine așezată într-o relație geostrategică, și vreți să o dați înapoi la Rusia. Uite Rusul ce face Ucraina, uite cum amenință și Republica Moldova. Vă sunteți de fapt niște trădători de neam, de țară, de patrie, de whatever. Iar ideile voastre cu naționalismul sunt absolut cretine, desuete, perimate, care trebuie aruncate la coșul istoriei. E probabil o chestie ce ține de generații. E probabil o chestie ce ține de nevoile diferite ale oamenilor aflați la momente diferite ale vieții. Tinerii care doresc în mod inevitabil schimbarea, pentru că schimbarea de fapt reprezintă ajungerea lor la maturitate și ajungerea lor la putere. Acum vorbim despre relațiile sociale și despre relațiile politice, unde inevitabil cuvântul cheie este putere. Își doresc această schimbare, vor să-i vadă pe aia boșorogi zvârliți la coșul istoriei și să le ia locul. Inevitabil, cu fiecare generație se întâmplă chestia asta. Și atunci contestă status quo-ul și vor schimbare. La vremea respectivă, schimbarea era dorită de toată România, să intrăm în Uniunea Europeană, să intrăm în sfera de influență a lumii occidentale. Acum, pe măsură ce a trecut timpul și vedem și părțile proaste ale acestei relații, pentru că există și părți proaste, la fel cum există și părți bune, sunt unii care scot în evidență aceste părți proaste, cum suntem noi, și care spunem că această relație ar trebui îmbunătățită, ar trebui renegociată. Nu poți să accepți să stai într-o relație de asta neplăcută a la lung. Și sare repede din tufiș, precum iepurele, sare stereotipul. Vrei să minte sara la lor și la chinezi. Și de ce am plecat de la chestia cu Adrian Păunescu și cu Corneliu Vadim Tudor? Pentru că îmi dau seama de ironia istoriei, de soi de karma.
felul în care o tinerețe întreagă i-am urât, i-am disprețuit, fără să mă uit absolut deloc la conținutul a ceea ce spuneau ei, era mai degrabă enervat de stilul în care îl spuneau. Cum spun eu, tinerii fac parte dintr-un trib estetic unde forma contează mai mult decât substanța, iar acum, pe măsură ce trece timpul, îmi dau seama că, cel puțin parțial, au avut dreptate, că trebuia să fiu mult mai atent la conținut decât la formă, că încetul cu încetul ajung ca ei, că încetul cu încetul ajung să fiu stereotipizat precum ei, nu doar eu, noi, cu toții, o generație întreagă, care descoperim că Occidentul pe care îl știam, ghilimele, care ne-a fost prezentat în anii tinereții noastre, în anii 90, nu era decât varianta demo, și acum, când suntem în varianta business, lucrurile sunt și bune și rele, nu e doar ca în filme, nu e doar ca în Hollywood, vezi mai ninja că nu e ca în filme, exact ca în bancul cu ninja. Și mi-aduc aminte de filmul acela lui Akira Kurosawa, de Sanjuro, film din 1962, povestea unui lider de clan care este contestat de către cei tineri pentru simplu fapt că era urât, avea o față urâtă de cal prelungă. Iar cei tineri îi puneau la îndoială bunele intenții și felul în care conduce clanul pentru faptul că era urât. Și fidelitatea lor era înmuiată, atacată, diluată de către acest element pur și simplu estetic. Vine să spună ceva despre felul în care tinerii judecă după etichetă, după fațadă, afară e vopsit gardul, înăuntru leopardul. Vine să spună ceva despre felul în care marketingul este atât de puternic ca sistem de păcălire vizuală, atractivă, senzorială, de vinderea unei realități care de fapt nu există, de vinderea unei fantasme, și că pe măsură ce înaintezi în vârstă te duci mult mai greu după fentă, muști din ce în ce mai greu omeala, pentru că ai mușcat o dată de două ori, de trei ori, ai fost păcălit, mai ești păcălit și la vârsta asta, dar din ce în ce mai greu, devii din ce în ce mai cinic, atragi mai precaut, atragi semnale de alarmă, le spui elora tineri, băi, vedeți, nu faceți greșelile noastre, pentru că și noi la vremea voastră am fost fix la fel ca voi și ne-am dus după fentă, iar cei tineri îți râd superior în față și zic, du-te pe dracului de aici cu prostiile tale, tu vrei să vinzi țara la ruși, la chinezi. E o poveste care nu se termină, never ending story, cum ar zice omul de știință sovietic, și de apreciat ironia istoriei, de apreciat felul în care lucrurile se schimbă mereu, pentru ca de fapt să nu se schimbe niciodată absolut deloc. Acestea fiind spuse, permiteți-mi să vă recomand o producție simbolică adecvată acestei discuții cât se poate de optimiste de început de săptămână, serialul Roma. Rom, serial din anii 2000, de la începutul anilor 2000, dacă nu mă înșel, vă spun imediat când a fost făcut, 2005-2007, mijlocul anilor 2000, unul din serialele care au definit perioada, ghilimele, clasică, epoca de aur a serialelor făcute în zona occidentală, un serial HBO care a avut doar două sezoane, dar au fost atât de puternice, atât de semnificative pentru definirea unei anumite perioade de producție TV, în perioada în care se făcea și Clanul Soprano, în perioada în care se făcea și The Wire, au fost multe alte seriale în perioada aceea, care deja încetul cu încetul a ajuns să fie definită drept una din perioadele de glorie ale producției de televiziune, felul în care încetul cu încetul serialele ajung să fie, să aibă valori de producție, să fie mai bune, mai răsărite decât filmele. Hollywoodul, producția de film standard, este din nou amenințat de televiziune. Dacă în anii 50-60 era amenințat de televiziunea propriu-zisă înainte de apariția cablului, iată un al doilea val de amenințare
depunere, de contestare a întâietății sale în anii 2000. Rom, un serial despre Cezar și despre felul în care Roma devine, încetul cu încetul, face trecerea de la Republică la Imperiu. Un serial care îmbină faptul istoric, realitatea istorică cu ficțiunea. Este teoretic povestea a doi soldați dintr-o legiune condusă de Cezar, Lucius Vorenus și Titus Pullo. O întreagă succesiune de plimbări ontologice ale acestor doi soldați prin realitatea istorică și felul în care îi dau cu nasul de personalitățile celebre și de evenimentele marcante ale epocii. Pentru cei cărora le place istoria, este o bucurie să vadă transpusă în film acea perioadă cât se poate de tumultuoasă și de semnificativă pentru istoria universală. Pentru cei cărora le place filmul de acțiune, de aventură, este o întreagă succesiune picarescă de aventuri ale acestor doi soldați. Pentru cei cărora le place Game of Thrones, le recomand cu căldură, pentru că, pe de o parte, Game of Thrones nu ar fi putut să fie făcut așa cum a fost făcut dacă nu avea acest predecesor care să deschidă căile spre o îndrăzneală nouă în producția de televiziune. Nu vreți să știți cum e Rom și cât de gustos și de îndrăzneț și de iconoclast și de subversiv este în valorile lui de producție. Pentru cei care vor o poveste așezată, este o poveste așezată, pentru că este o întreagă sagă. Singura problemă a acestui serial e că e prea scurt. Are doar două sezoane, a băgat o grămadă de bani în el în primul sezon. Este făcut de către John Milius, cel care în anii 70 scria scenariile pentru seria Dirty Harry și care a făcut acest proiect ca un proiect de suflet al lui. I-a convins pe englez să facă o colaborare cu italienii. A fost filmat serialul Rom la studiourile Cinecittà în Italia, unde au făcut o reconstrucție foarte elaborată a formului roman. Au adus tot soiul de oameni, de figuranții italieni care să întrupeze cât mai bine textura vieții de zi cu zi cu Roma. Drept urmare, vezi o Romă neașteptat de vie și de plauzibilă. Au adunat tot soiul de meșteșugari care să facă, să-și facă treaba pe străzile Romei, că e măcelar, că este olar, că... Și atunci asta, toate chestiile astea dau o textură cât se poate de pertinentă, de plauzibilă realității istorice. Una din principalele probleme ale filmului istoric este felul în care recrează momentul respectiv. Am văzut relativ recent Amadeus și la fel a fost o bucurie să vezi cum este adusă la lumină perioada aceea a anilor 1770-1780. La fel pentru trecerea, pentru anii 30 înaintea erei noastre, Roma pe cale să devină imperială. Fabulos, fabulos, este o textură bogată și decadentă și plină de zemuri și de culoare. Vă recomand cu căldură acest serial. Uitați-vă la el și spuneți-mi cum vi s-a părut, pentru cei care nu l-ați văzut. Pentru cei care l-ați văzut, închin această cană de cafea în cinstea voastră și ne vedem mâine. Vă salută, Paulana. La revedere. Ciao.